care mai sunt problemele, vorbeam de această acutizare, exacerbare a fibrozei pulmonare idiopate, care scurtează foarte mult supraviețuirea. Cam la jumătate din acești pacienți, diagnosticul trebuie pus prin biopsie pulmonară. Iar biopsia pulmonară presupune un act invaziv. Spuneam că acești pacienți se prezintă foarte târziu la medic. Acest act invaziv, absolut necesar pentru a certifica diagnosticul, poate să atragă după sine riscul intervenției chirurgicale, al anesteziei la un om deja cu o stare generală extrem de gravă. Ea însăși trebuie să poate atrage după sine apariția acestei exacerbări a fibrozei. Deci, iată un cerc vicios. Există însă și o situație ciudată, aparent, dar foarte bună, respectiv că este una din bolile la care anumite criterii radiologice efectuate prin tomografie compterizată cu rezoluție înaltă, prezența acestor modificări de un anume tip în periferia plămânilor, în părțile inferioare ale plămânilor, etc., etc. Deci, din punct de vedere radiologic, anumite criterii pot sugera existența, pot confirma, dacă vreți, existența bolii. Dar, repet, la peste 50% din ei acest lucru nu este posibil și atunci biopsia pulmonară trebuie efectuată, iar având în vedere toate aceste dificultăți, nu există stipulat extrem de clar, pentru că lucrurile sunt grele, sunt dificile. Nu există stipulat ce faci cu pacienții la care nu poți pune diagnostic decât prin biopsie pulmonară, dar nu o poți efectua din cauza acestor riscuri. Există, spuneam, mai multe boli care se pot confunda și care au un prognostic mai bun, precum sarcoidoza, precum asbestoza, precum bolile de colagen cu implicare pulmonare, alveolitele alergice, etc., etc. Spun aceste lucruri pentru că de foarte multe ori pacienții sau aparținătorii își pot pierde răbdarea de ce mai trebuie să facem și asta și asta și asta. Din acest motiv, pentru că extrem de important este să știi diagnosticul cât mai exact. Lucrurile sunt și mai încurcate, pentru că și din punctul de vedere al aspectului radiologic la tomografia compterizată, nu întotdeauna, deși e fibroză pulmonară, lucrurile stau ca la carte. Sunt N variațiuni din punct de vedere radiologic, dar și anatomopatologic, pentru că, spuneam, în anumite circunstanțe, biopsiile pulmonare sunt extrem de revelatoare. Deci, iată că pentru pacientul în viața reală, sunt extrem de multe lucruri de conturat care pot duce sau nu la un diagnostic. Dar pași au fost făcuți uriași în acest sens, tocmai prin această sistematizare a modificărilor de tip radiologic. Este una rarisim, din puținele afecțiuni la care niște modificări la nivelul tomografiei compterizate îți pot confirma boala. Al doilea rând, faptul că mesajul este ăsta: pui diagnostic, dar prin colaborare interdisciplinară. Ai nevoie de medic pneumolog, ai nevoie de radiolog, ai nevoie de anatomopatolog, ai nevoie de chirurg și, atenție, poți avea nevoie de gastroenterolog, pentru că se pare că unul din cauzele favorizante, sau dacă nu chiar una din cauzele potențiale ale fibrozei, este refluxul gastroesofagian. Deci, din nou, un lucru vis-a-vis de necesitatea de a colabora multidisciplinar. Și ca să încheiem într-o latură așa optimistă, spuneam că s-a făcut foarte mult. În primul rând că s-au deselenit aceste lucruri. În al doilea rând, prin însuși faptul că vorbim despre ele, oamenii încep să afle, colegii noștri încep să afle și atunci acest semnal de alarmă este tras. În al treilea rând, pentru că încep să se facă pași în ceea ce privește beneficiul terapeutic. Și aici, în anii ce vin, vor fi conturate din ce în ce mai multe fenotipuri ale pacienților care au mutații genetice și care au anumită predispoziție în familie, și atunci și asta, cunoașterea mutației, va conduce la un anumit tratament. Pacienților care au diverse patologii de surfactant sau, așa cum sunt aceste tratamente de ultimă oră, ele vor contura
beneficiul, mai ales în momentul în care tragem semnalul de alarmă și diagnosticul să va fi efectuat mult mai precoce. Deci dacă, eu știu, în urmă cu 10 ani nimic nu părea posibil în materie de fibroză interstițială idiopată, acum eu cred că din ceea ce se întâmplă în materie de diagnostic și de tratament, totul devine posibil.